La noi, în spital, se fac avort. S-au făcut și ceste de avort pe lună și, bă, acum mai puțin, s-au deschis și cabinete private. Dar nu există nicio posibilitate de consiliere post-avort. Nu am nicio posibilitate, deși inițial centrul de planificare familială s-a înființat pe lângă spitalul nostru. A trebuit ca fiecare spital unde se facă avortul, fiecare centru de avortul să aibă o posibilitate de a consilia femeia și de a-i se face un program de viață sexuală și după avort. După Revoluție, având și posibilități de examinare ecografică, văzând de embrionul, mai citind pe marginea acestui subiect a avortului, înființându-mi un cabinet privat unde primeam bani de pe urma acestei avorturi, dintr-o dată am început să mă simt ca un killer, exact ca un killer care este plătit ca să ucidă. Și atunci nu m-am mai putut suporta eu pe mine însumi. A fost exact același sentiment ca și când eram plătit ca să ucid. Măcar un om adult are posibilitatea să mă apere. Fătul intrauterin n-are nicio posibilitate. Sigur, am vizionat și caseta, celebra caseta lui Nathanson pe marginea unei avort de 12 săptămâni. Sunt absolut convins că există viață și că prin avort se distruge o viață, încât am și declarat asta oarecum așa anecdotic, chiar dacă m-ar băga în pușcărie cineva, n-aș mai putea să fac avort. Mi-aduc aminte că făceam un avort, de exemplu, și după aceea eram chemat la o naștere. Această dublă personalitate, de la distrugerea unei vieți până a asista un copil care se naște, pentru mine a fost guditoare și asta. Dacă mama mea ar fi făcut avort când eu eram, indiferent de stadiul embrionar la care eram, eu nu eram astăzi și mă bucur de viață. Și mă bucur de cea mea de-a viața și de copiii mei, de familia mea, de oamenii pe care îi iubesc, pentru că mama mea m-a dorit.